Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Iată mesajul secret al lui Michelangelo din Capela Sixtină. Mesajul secret al lui Michelangelo din Capela Sixtină juxta punerea creierului uman peste imaginea lui Dumnezeu. La vârsta de 17 ani începea să disece cadavre din cimitirul bisericii, iar la 33 de ani să picteze tavanul Capelei Sixtine din Roma, 1508-1512. E vorba de Michelangelo Buonarroti, 1475-1564, recunoscut în toată lumea pentru geniul său de pictor, sculptor și arhitect. Pe lângă aceste preocupări, el era în taină și anatomist, secret pe care a încercat mereu să-l ascundă, distrugându-și aproape toate schițele și notițele cu desenele anatomice pe care le realizase. Acum, după aproape 500 de ani de la desenarea lor, ilustrațiile sale anatomice au fost găsite pictate în mod ascuns pe tavanul Capelei Sixtine, peste reprezentările antropomorfe ale lui Dumnezeu. El le-a ascuns astfel în mod inteligent de ochii papei Iulius al II-lea și de simțul critic dezvoltat al numeroșilor slujitori bisericești, istorici și iubitori de artă. Cel puțin, aceasta e concluzia la care au ajuns Ian Suc și Rafael Tamargo, experți în neuroanatomie la Universitatea de Medicină Johns Hopkins din Baltimore, Maryland, și pe care au publicat-o în periodicul lor Neurosurgery, Neurochirurgia, volumul 66, numărul 5, paginile 851-861. Capela Sixtină atrage milioane de turiști în fiecare an și este un loc special al creștinătății apusene. E capela privată a papei și locul unde se alege noul pontif. În afară de aspectele ce țin de religie, sunt multe speculații cu privire la unele mesaje pe care Michelangelo le-a ascuns în picturi. Dintre acestea, există o serie de studii care prezintă particularități ale unor picturi care ar reprezenta structuri celebre și ilustrarea sacrului feminin potrivit Big Think. La 33 de ani, Michelangelo, 1475-1564, a început proiectul care a durat 4 ani din 1508 până în 1512. Fără niciun plan inițial, detaliul lucrării finale este spectaculos. Întreaga pictură măsoară 1100 de metri pătrați și include 9 scene din Vechiul Testament și mai mult de 300 de figuri. Portretele sale și anatomia ilustrată au inspirat întregi generații de artiști și oameni de știință. Pictura Crearea lui Adam, unde degetul lui Adam și al lui Dumnezeu aproape se ating, e una dintre cele mai recunoscute ilustrații în istorie. Deși era perioada Renașterii, biserica era extrem de strictă, iar o provocare sau încălcare a autorității bisericești era grav pedepsită. Și din acest motiv, prezența unor mesaje ascunse fascinează oamenii din prezent. În 1990, fizicianul Franklin Meshberger a publicat un articol în jurnalul Asociației Medicale Americane afirmând că a decodificat scena creierii lui Adam de către Dumnezeu, localizat în centrul tavanului Capelei Sixtine, ca fiind ilustrarea anatomică perfectă a creierului uman în secțiune transversală. Meshberger sugera că Dumnezeu era reprezentat înfășurat cu o manta ce reprezenta creierul uman, ca să arate faptul că Dumnezeu l-a înzestrat pe Adam nu doar cu viață, dar și cu inteligența umană supremă. Acum, în al panou de pe tavanul capelei, la scena separării de către Dumnezeu a luminii de întuneric, Suc și Tamargo au găsit ceva mai mult. Legând centrul pieptului de gât din reprezentarea antropomorfă a lui Dumnezeu, cercetătorii au descoperit că se formează imaginea măduvei spinării și a tulpinii creierului. Un alt studiu din 2010 a scos la iveală o altă ilustrație a unui creier în separarea luminii de întuneric, care se găsește sub bărbia lui Dumnezeu. Interesant este că aceste detalii nu se găsesc la alte reprezentări, întărind ideea conform căreia Michelangelo a inserat anatomia umană. De asemenea, barba scurtă, care deseori e ilustrată lungă și deasă, adaugă greutatea acestui argument. Să fie oare tavanul Capelei Sixtine un puzzle de 500 de ani care doar acum începe să se descopere lumii? Ce vroia Michelangelo să spună atunci când în imaginea lui Dumnezeu a pictat cutia vocală de la gât ca o tulpină de creier? Este aceasta un sacrilegiu sau un omagiu? Ca să termine plafonul Capelei Sixtinei au trebuit 4 ani și când a început pictarea capelei, el a luat-o dinspre est spre vest, începând de la intrarea în capelă și terminând deasupra altarului. Ultima scenă pe care a pictat-o a fost scena separării de către Dumnezeu a luminii de întuneric, adică tocmai cea la care facem referire în articol, unde se presupune că a pictat deasupra altarului tulpina creierului, ochii și nervii optici în forma gâtului lui Dumnezeu.
De mult timp, criticii de artă și istoricii s-au mirat în fresca aceasta de iregularitățile anatomice neobișnuite ale gâtului din reprezentarea lui Dumnezeu, precum și a umbrelor puse invers. Chipurile din frescă sunt luminate diagonal de jos spre stânga, dar gâtul, evidențiat în senina de parcă ar fi pus în lumina reflectoarelor, e luminat drept și ușor spre dreapta. Cum se poate împăca gândul că cel mai mare anatomist și portretist să fie așa de neîndemânatic în reprezentarea lui Dumnezeu, tocmai deasupra altarului? Cei doi cercetători afirmă că nu e vorba de o pură întâmplare sau neîndemânare din partea artistului, ci mai degrabă e vorba de un mesaj codificat. Ei mai spun că în nicio altă reprezentare anatomică Michelangelo nu a făcut gâtul așa cum este el pictat pe tavanul Capelei Sixtine, ci de fiecare dată gâturile erau pictate perfect anatomic. Dacă se suprapune imaginea anatomică a creierului uman peste fresca, în cauza lui Michelangelo se pot observa multe linii și contururi asemănătoare. Mai e ceva neobișnuit la această frescă. Roba lui Dumnezeu se unduie într-un mod ciudat atunci când acoperă centrul pieptului. Nicăieri nu mai este reprezentată așa, ea dând impresia că desparte în mod egal în două părți pieptul. Cercetătorii spun că aceasta seamănă cu măduva spinării care leagă creierul de coloană. Când aceasta ajunge la gât, face niște bucle care seamănă cu nervii optici de la cei doi ochi, așa cum Leonardo da Vinci i-a ilustrat în 1487. Michelangelo era contemporan cu Leonardo și fiecare dintre ei se familiarizase cu munca celuilalt. Sunt oare acestea mesaje secrete sau e vorba de un test Rorschach, în care fiecare om în parte îi dă o interpretare personală imaginii? Michelangelo a mai pictat și alte organe pe tavan, conform studiilor specialiștilor, cum ar fi de exemplu rinichi. Acesta fiind familiarizat cu ei, deoarece suferea de pietre la rinichi. Într-un studiu din 2016, publicat în Clinical Anatomy, cercetătorii au observat că, în afară de organele interne, pictorul a introdus și structuri anatomice feminine. Un craniu de berbec arată extrem de mult cu un uter și apare de 8 ori în întreaga pictură. De asemenea, istoricii susțin că apar 8 triunghiuri cu vârful în jos, care sugerează sacrul feminin. Femininul era un motiv central în arta greco-romană, dar care nu era văzut bine în biserica creștină patriarhală. Femeile sunt centrale și în anumite scene, ceea ce poate reprezenta un mod de a onora femeile. Să fie vorba așadar în scena separării de către Dumnezeu a luminii de întuneric de un comentariu artist asupra conflictului dintre religie și știință, pentru că atunci era epoca când monahul Copernic a fost denunțat de către biserică, deoarece a teoretizat faptul că pământul se învârte în jurul soarelui și nu invers. Era perioada în care autoritatea bisericii catolice se lupta cu rezultatele experimentelor științifice și de asemenea era perioada de conflicte intense dintre protestanți și catolici. Nu e niciun secret că relația lui Michelangelo cu biserica catolică devenise tensionată. Artistul era un om simplu, dar începuse să deteste opulența și corupția din biserica catolică. În mai multe locuri ale operei sale artistice, el și-a făcut autoportretul, înfățișându-se în general ca un om torturat. Astfel a dat propria lui față chipului Sfântului Bartolomeu, înfățișat la judecata de apoi la picioarele Mântuitorului și purtând în mâna lui stângă propriei piele, aluzie la martiriul Sfântului, care a fost jupuit de viu. A doua reprezentare a chipului său se regăsește în scena decapitării lui Holofern după ce Iudita l-a sedus. Cercetătorii sunt acum convinși că Michelangelo a folosit raportul de aur când a pictat faimoasa lucrare, creația lui Adam, de pe tavanul Capelei Sixtine. Raportul sau proporția de aur reprezintă primul număr irațional descoperit și definit în istorie. El este aproximativ egal cu 1,618033. Acesta se regăsește peste tot în natură, în forma uraganelor, la colții elefanților și chiar în galaxii. Acesta marchează de asemenea proporția dintre mână și antebraț, precum și distanța dintre cele trei încheieturi ale fiecărui deget. Cele mai recente măsurători sugerează că frumusețea și armonia ce caracterizează lucrările marilor pictori renașentiști nu au la bază doar cunoștințele de anatomie. Studii anterioare au sugerat că lucrările ar conține și mesaje secrete, potrivit cărora creierul uman este cea mai mare creație a lui Dumnezeu.
Secțiunea de aur a segmentului A plus B e realizată atunci când raportul dintre A plus B și A este egal cu raportul dintre A și B. Aici, A e numită extremă rație, iar B e numit medie. O echipă de cercetători din Brazilia susține că proporția de aur a fost folosită pentru a îmbunătăți lucrarea creației lui Adam. Oamenii de știință au folosit un program de specialitate pentru a măsura distanțele dintre principalele elemente ale lucrării. Ei au descoperit că distanța dintre degetele lui Adam și ale lui Dumnezeu se află exact la diviziunea raportului de aur. Apoi, ei au analizat posibile legături dintre aceste puncte și alte elemente de pe tavanul Capelei Sixtine. Rezultatul analizei a fost uluitor. După cum s-a văzut, degetele lui Dumnezeu și ale lui Adam sunt aliniate cu celelalte imagini de pe tavanul capelei în concordanță cu raportul de aur, au arătat cercetătorii. Michelangelo a fost o persoană evlavioasă, dar mai târziu a dezvoltat o credință în spiritualism, pentru care a și fost condamnat de Papa Paul al IV-lea. Principala doctrină a spiritualismului era aceea că Dumnezeu poate fi abordat în mod direct, nemijlocit, fără ajutorul bisericii. Când Papa Paul al IV-lea a încercat să interpreteze scena judecății de apoi a lui Michelangelo, pictată de acesta la 20 de ani de la terminarea tavanului Capelei Sixtine, a considerat-o defăimătoare la adresa bisericii catolice, deoarece Iisus și cei din jurul lui erau pictați stând în dialog direct cu Dumnezeu fără să mai aibă nevoie de ajutorul bisericii. Papa a suspendat atunci pensia lui Michelangelo și a pus să fie pictate frunze de smochin peste nudurile pictate în frescă. Conform dorinței lui Michelangelo, trupul acestuia nu a fost îngropat în pământul Vaticanului, ci tocmai într-un mormânt la Florența. Poate că picturile lui Michelangelo din Capela Sixtină nu arată că Dumnezeu îi dă inteligență lui Adam, ci că inteligența umană, observația și organul care le face posibile sunt conduse direct de către Dumnezeu fără ajutorul Bisericii Catolice. Există însă loc de mai multe interpretări pe care cu timpul noile descoperiri le vor desluși. Poate că nu o să aflăm niciodată adevărul, dar un lucru e cert. În scena separării de către Dumnezeu a luminii de întuneric, maestria lui Michelangelo reușește să îmbine lumea artei, religiei, științei și credinței într-o operă de artă provocatoare și copleșitoare, care ar putea fi și o oglindă. A fost utilizarea simbolurilor, modul în care artistul provoca biserica, aducea un omagiu științei, glorificând mintea umană, o recunoaștere a sacrului feminin, sau aveau rolul de a oferi alte mesaje criptice. Întrucât nimeni nu știe răspunsul exact, au existat și vor exista în continuare o sumedenie de interpretări. Michelangelo este supranumit geniul renașterii italiene, dar cum a ajuns acesta unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai lumii? Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni s-a născut la data de 6 martie 1475 în satul toscan Caprese. Michelangelo Buonarroti, 6 martie 1475, Caprese, 18 februarie 1564, Roma, a fost alături de Leonardo da Vinci, cel mai important artist din perioada de vârf a renașterii italiene. Geniul său universal e deopotrivă oglindit de pictură, desen, sculptură și arhitectură. A scris și poezii, în special în genul sonetului și madrigalului. Michelangelo di Ludovico Buonarroti Simoni a fost al treilea din cei 5 fii ai lui Lodovico di Buonarroti Simoni și ai Francescai di Neri di Miniato del Sera. La vârsta de 14 ani începe să studieze sculptura pe lângă Bertoldo di Giovanni, un elev al lui Donatello, pe baza statuilor antice aflate în grădina lui Lorenzo de Medici, conducătorul politic al Florenței. În palatul acestui bogat mecena, protector al artelor, are posibilitatea de a cunoaște pe artiștii care veneau la curte, devenită un centru important de cultură umanistă. Michelangelo va locui la familia Medicilor între anii 1489-1492. În această perioadă realizează Lupta Centaurilor și Madonna de la Scala. În anul 1501, aflat la Florența, realizează statuia lui David, precum și alte opere de sculptură și pictură, printre care Tondo Doni și Tondo Pitti, care trezesc admirația concetățenilor săi. În anul 1505, Papa Iulius al II-lea îl cheamă la Roma, dându-i comanda realizării unui monumental mauzoleu în care arhitectura să se îmbine după maniera clasică cu sculptura. Trei ani mai târziu,
Lui Michelangelo îi se dă comandă să picteze bolta Capelei Sixtine din Palatul Vatican, proiect gigantic la care Michelangelo va lucra timp de 4 ani. Când la 31 octombrie 1541, Papa Paul al II-lea, urmașul Papei Clement, a dezvelit pictura, toți cei prezenți au rămas uimiți în fața tabloului apocaliptic cu peste 300 de personaje dominat de figura lui Isus, judecătorul suprem. Michelangelo Buonarroti moare la Roma, la 18 februarie 1564, la vârsta de 89 de ani. Conform dorinței artistului, corpul său va fi dus la Florența, unde va fi depus într-o criptă a Bisericii Santa Croce. Camera secretă dintr-un muzeu celebru ascunde schițe importante ale operelor de artă realizate de Michelangelo. Mai exact, în cadrul muzeului Capelele Medici au fost descoperite schițe realizate de Michelangelo pentru operele sale celebre. Unii experți susțin că desenele au fost realizate în momentul în care artistul s-a refugiat de familia Medici. În 1975, Paolo Dal Poggetto, în acea perioadă director al muzeului Capelele Medici din Florența, a descoperit o comoară din perioada renașentismului, informează National Geographic. În timpul căutărilor pentru o nouă cale de ieșire, Dal Poggetto și colegii săi au descoperit o trapă ascunsă sub o garderobă de lângă camera Noua Sacristie. Sub această trapă, treptele din piatră duceau către o încăpere plină de cărbune care la prima vedere părea doar un depozit. Însă, pe perest, Dal Poggetto și colegii săi au descoperit desene în cărbune și cretă realizate de însuși Michelangelo. Deși camera e închisă accesului publicului pentru protejarea operelor, fotograful Paul Woods din cadrul National Geographic a reușit să imortalizeze operele remarcabile. Sub supravegherea lui Dal Poggetto, experții au petrecut câteva săptămâni îndepărtând tencuiala cu scalpele. În timp ce varul era îndepărtat, tot mai multe opere de artă puteau fi observate pe pereți. Multe dintre desene sunt schițe ale operelor de artă realizate de Michelangelo. Dal Poggetto a declarat că artistul ar fi locuit în acele camere timp de 2 luni în 1530 pentru a se ascunde de familia Medici. În 1527, familia Medici a fost trimisă în exil, însă Michelangelo și-a trădat apropiații și s-a alăturat cetățenilor din Florența împotriva conducătorilor. Atunci când familia Medici a reluat conducerea, viața artistului de 55 de ani era în pericol. Astfel, acesta s-a decis să rămână o perioadă în cameră. Desenele de pe pereți reprezintă munca pe care el intenționa să o termine, precum și opere de artă pe care el le-a realizat cu câțiva ani în urmă. Pe pereți pot fi observate detalii din statuia lui David, terminată în 1504, precum și figuri ce se regăsesc pe Capela Sixtină, terminată în 1512. Prieteni, ne oprim aici, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!